frumos! Toate celelalte m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată mi-e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când nu le voi pleca, să nu uit să mă... Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Și voi cu mine! Și atâta timp când mai respir, vreau să rămân copil. Vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Beau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știu că viața oferă doar celui care cere. Doar celui care cere. Vreau să gând, să visez și să râd, să nu uit să mă întorc acasă. Mulțumesc frumos, să rămână la toată lumea. Vreau să te întreb, de ce crezi tu că te aplaudă publicul acum? De ce te aplaudă publicul? Bănuiesc că le-a plăcut. Asta e. Asta e normal. Eu mai vreau. Mulțumesc frumos tuturor. Vreau ceva despre o vacanță. Aș pleca de aici în secunda asta și m-aș duce undeva la Saint-Tropez. Ai ceva în repertoriu? Incredibil. Vreau să aud. Te rog. Ce zici? Ceva despre Saint-Tropez. Cea mai frumoasă melodie pentru voi toți. Ia uite. Hai să vă distrați, hai să vă distrați, aclelele, se cheltuie banii, fiindcă se duc anii, fiindcă se duc anii, aclelele, aclelele, hai vacanțe, pe la Saint-Tropez, da. Am mai întâmplat prin America și prin Africa, când trece de la viața ta, draga, da. Te pare bine, apoi. Mulțumim frumos! Publicul te vrea! Și acum ceva de la viața noastră, de la Delia, ia uite. Tu erai tot și vei lua tot când ai plecat. Ești... Sora. Hai. Hai după mine. Hai, tatai. Hai, tatai. Mi-a zis, hai, tatai. Cumpii mei, colegi. Vă mulțumesc. Dragii mei, mi-e dor de voi. Veniți în apăro. Unde? M-ați lăsat singură la greu, pe cuvânt. Sunteți gata? Băi, Ștefan, ești gata? A plecat, da? Nu știu unde e. Nu-l văd, nu-l găsesc. Lasă-mă, s-a dus. Băi, Ștefan, ești gata? Iată-te aici, familia, haide! Te fac! Te fac! Aici sunt! Aici sunt! Ștefan, am adus toată familia, șeful! Stați așa! Ți-ai trăit visul? Ți l-ai trăit? Până... Hai, fă-mi o poză cu ei. E ok? Gata. Am imortalizat momentul. Așa. Mulțumim frumos tuturor. Ai fost pe scenă, ți-ai trăit visul. Da. E frumos. Da. Ți-a adus familia, bravo. Dar nu merge și cu manele la X Factor niciodată pentru mine, da? Ne-am entuziasmat, ne-ai distrat, ne-a plăcut, frumos. A fost frumos, a fost un moment plin de energie, dar nu este pentru X Factor. Nu e pentru X Factor. Frumos, răspunsul este nu. Mulțumim. Nu. Ok. Ne vedem data viitoare. Horia, da. Treci la locul tău. Da. E, ce e, vrei? A cântat mănit, băia. Vă
dorim să aveți o seară frumoasă. Vă mulțumim! Mulțumim pentru momentul energic. Mulțumim, mulțumim. Asta a fost. Nu, frate, că eu am cântat așa mâine pentru public, dar eu... O șansă ta, o șansă. Doamne, dă-mi, Doamne, o șansă. O singură șansă am nevoie. Să le arat. Lasă, dacă te-ai văzut. Să le arat că nu vreau manele. Nu vreau manele. Dacă mi-a cerut, oamenii nu trebuia să bag. Ei, dacă aveau puțină ureche muzicală, el nu că nu s-a... Nu fii prost! Că a avut ureche muzicală, oameni. Păi da, mă, dar dacă... Aoleu, Doamne ferește, dar cum să-mi zic așa ceva, na? M-au lăsat ăștia singur. Credeți-mă, scaunul din stânga mea are super personalitate. El nu se lasă cucerit de nicio manea. Chiar am ieșit că nu mai puteam să stau jos. Dacă mai încânt și manele, mă pierd. Nu că aș avea ceva împotrivă, dar nu e locul și nici scena potrivită.